Buonasera, il mio nome è Giuseppe Di Mannou, lavoro nuovo sempre con il Casca, di fatto 5 giorni di verità per un tempo di io di nuovo sono cercare perché pesce il microfono dentro il voi. Tema di sera già stesse un tema non mai forte provocatore dare una scena scritta di prestigio del massimo importante avendo fatto tutto solo con stata a unità in trino società della casta e un primo blaster un secolo di festa cioè non è queste molte doleri, sofferenze, molte tristezze e uneori parte oameni au pierdut bucuria. Uneori suntem și noi printre aceia și putem spune că noi am pierdut bucuria. Sigur că noi aici și trebuie să spun cu bucurie. Parcă nu am pierdut. Pe mele acolo la acestea mă refer. O perioadă de timp, câteva luni de zile, am făcut naveta cu un trenoreț, eroe din Franța, după Rus, și la un moment dat, într-o dimineață, un domn acolo, 60 și ceva, dacă nu 70 și ceva de ani, un francez, umbla cu un instrument de dat, nu zic un fel de patifon din asta mobil, îl avea aici în față, pe un fond muzical, spunea un fel de poezie prin care îi întreba pe oameni de ce sunteți aici. Nu lua parte, mergea pe blog și se uită la zonă la de ce sunteți aici. Uitați-vă afară, uitați-vă soare, ce s-a întâmplat cu voi? Bucurați-vă! Și l-am văzut chiar de câteva ori. Și iar dacă mergi cu trenurile care intră în Londra dimineața, este complicat chiar seara când pleci din anumite alte orașe ale Europei, din orașe mari, el cu tristețe mari, mari de tot. Nu mai zic și de faptul că se întâmplă asta și prin autobuzele și, da, și alte mijloace de transport. Bun. Acum, ceea ce privește bucuria, cred că este o invitație de toate din partea lui Dumnezeu. Vreau să vă spun că Ernest Berner face o observație foarte, foarte interesantă. El spune că fericirea nu e pentru lumea aceasta. Fericirea este pentru împărăția lui Dumnezeu. Ceea ce ne este rezervat în lumea aceasta este bucurie. Și spuneam că este invitație divină. Mântuitorul Hristos, după înviere, a spus bucurați-vă când s-a întâlnit oamenii. Iar noi, duminica, Peter Duminica, la antifonul al treilea, cântăm în unele biserici, în unele duminici, cântăm fericire. Și dacă sunteți atenți, fericirile nu se raportează într-adevăr la lumea aceasta. Fericiți ca celor este împărăția cerului. De două ori, două fericiri care ne raportează la împărăția cerului. Ceea ce este foarte important. Ori, eu nu știu ce, și sper să nu intru în discursul pe care lui Mihail, ori cred că terapia prin bucurie, pardon, terapia prin bucurie nu se referă la terapia obișnuită, să ne salveze, să ne scutească bucuria de durere, pentru că, vedeți, invitația Mântuitorului Hristos în același timp este o invitație la luarea crucii, la asumarea suferinței și la asumarea durerii. Pentru că spuneam în seară
unii dintre dumneavoastră probabil că s-au șeseale, un cuvânt al Părintelui Irmidianus, și anume spunea că că de fapt durerea este firească în viața omului și cine nu a cunoscut și nu cunoaște durerea, îi trădează pe Mântuitorul. Că Mântuitorul Hristos a fost în excelență omul cu durere. Părintele Teofil, și aceasta am spus aseară, repet, în seara aceasta era molipsitor, contagios, în raport cu bucuria și cu optimismul. Ceea ce bucuria pe care a trăit-o Părintele, pe care noi am descifrat în viața lui, atât de cât de ne-a spus, cât a trăit și cât a venit și ținea conferințe aici în București, și ce am citit din cărțile pe care le-a publicat, bucuria pe care a descoperit-o Părintele Teofil era o bucurie lăuntrică. Ceea ce înseamnă că este o bucurie profundă și o bucurie temeinică. Acestea, spunându-le eu așa ca un intro al conferinței din seara aceasta, mulțumesc Părintelui Mihail și părinților Mihail și părinților Sabin, au venit și completează simpozionul cu cea de-a doua seară, având această temă, și anume terapia prin evident la Părintele Teofil. Le dau microfonul, vă spun cam care este programul din seara aceasta, vă vorbi Părintele Mihail, vom urmări un filmuleț, va interveni apoi Părintele Sabin, după care vom avea sesiunea de întrebări și răspunsuri și la urmă vom încheia iar cu o mică înregistrare cu un filmuleț cu Părintele Teofil. Părintele Mihail, bine ați venit și vă rog, vă predau microfonul, pentru că bine să stați, vă spun, vă simțeam.